Filmată și pozată, da, așa. Da. Orașele se nasc și mor, dar Sulina cred că o să revină, presupun, măcar un 50% față de ce a fost înainte. Și în industrie va fi bine, mult, să aibă tineretul, să unde să muncească, unde să nu mai plece în altă părți. Ce se întâmplă la mine? Bunica. Păi da, bunica. În Sulina niciun viitor pentru nimeni nu este și aș pleca. Dacă s-ar putea și pentru ea.